După aproape 4 ani de YouTube, în care am interacționat cu peste 100 de fotbaliști, a venit momentul să aflu cine mă urmărește și cine nu, care mi-e prieten, care mi-e dușman. Așadar, astăzi vom construi echipa fotbaliștilor care ne urmăresc pe Instagram. A mai fost făcut acest challenge și de alți YouTuberi din afară și au ieșit echipe destul de interesante, dar sunt curios dacă astăzi avem surprize. Fotbaliști care poate ne-au dat unfollow. Și dacă mai vreți asemenea episoade, vreau să vă susținerea voastră acolo. Eu zic că putem să reușim 4000 de like-uri. Ce mă, în 20 de minute voi le-ați făcut? Haideți acolo puternic cu butonul de like și vreau să vă mulțumesc pentru cei 192.000 de abonați. Haideți să ne apropiem cât mai mult și cât mai repede de cei 200.000 de abonați, pentru că de la început de an am făcut cei mai rapizi 2000, așadar vreau să vă susținerea voastră. Și dacă ar fi fost să construiesc această echipă, în urmă cu 2 ani și jumătate, începeam direct cu 2 fotbaliști de top. Primul dintre ei este Radu Ștefan, cu care am avut ocazia să mă văd personal, chiar să joc și un meci de FIFA cu el. Și mi-a oferit acest tricou al lui, pe care majoritatea îl știți, cu drag pentru Tudor aici, tricoul din Cupa Italiei pe care l-a avut. Și mai mult de atât, tot datorită lui, când am fost în Italia să-l vizitez pe Chedira, după meciul dintre Lazio și Juventus, el l-a chemat pe Acerbi să facă poză cu mine. I-am trimis poza lui Acerbi pe Instagram, iar el mi-a dat follow, însă între timp mi-au dat unfollow. Dar înainte să începem acest video, voiam să vă spun că am dat startul la cel mai tare challenge cu fotbal din România, împreună cu cei de la Superbet și Superliga României. Alături de fratele meu Xbreaker, am mers la toate echipele din Superliga, din toată țara, și am provocat la 8 challenge-uri nebune cu fotbal. Se anunță nebunie și tocmai s-a postat primul episod din această serie nebună. Vă invit chiar acum în descriere să mergeți acolo și să apăsați puternic pe butonul de like și de subscribe. Atât eu cât și Domi i-am provocat la multe probe, la unele i-am și bătut, vă zic sincer, dar vă las pe voi să vedeți acolo clipurile și să vă bucurați de aceste episoade. Așa că astăzi vom avea doar fotbaliștii care ne au acum în momentul de față la follow și începem direct cu portarul, unde l-avem pe bunul meu prieten Ștefan Târnovanu, cu care am și filmat recent un clip cu fotbal care va apărea în scurt timp pe YouTube pe canalul celor de la Superbet. Îl băgăm frumos aici în poartă și haideți să vă și arăt că mă urmărește. La toți fotbaliștii vreau să vă arăt, să vedeți că e legit totul. Ștefan Târnovanu, ia uitați aici, 439 de persoane urmărește și ia uitați-vă, eu sunt primul aici frumos. Dar nu Ștefan Târnovanu este titularul din acest episod. În poartă avem un super jucător. Este vorba despre portarul celor de la Manchester City, Ederson. Și probabil vă întrebați, cum mă, Tudore, te urmărește Ederson? Ei bine, el are un fanpage pe Instagram care este singurul recunoscut de el, unde Ederson a dat follow, iar acel fanpage mă are pe mine la follow. Este un român în spate care mă urmărește pe YouTube și mai mult de atât, Ederson se uită la toate story-urile, dă like-uri la postări, imediat o să vi-l și arăt. Acesta este fanpage Ederson, are 1025 de urmăritori, urmărește doar 9 persoane și vreau să vă arăt că la urmăritori, ia uitați cine este. Ederson urmărește această pagină cu bif acolo, iar ei, ia uitați, frumos, mă urmăresc și pe mine și pe Ederson și pe soția lui. Așadar, îl băgăm direct pe Ederson în echipa noastră. Ne mândrim cu chestia asta, zic eu. Și următorii 4 fundași care urmează, culmea, niciunul nu este un fotbalist român. Pe poziția de left back îl avem pe nimeni altul decât pe Radunovic. Și vă povestesc ceva, eu cu Radunovic, cred că o singură dată am dat mâna, nu am făcut niciodată poză cu el, nu am interacționat cu el, însă 100% ne urmărește de pe YouTube. Sunt convins de asta, i-au spus colegii lui. Vedem aici profilul lui Radunovic, iar aici la urmăritori, bam, direct, Tudor Wiz acolo, forță. A, și apropo, fraților, puteți să-mi dați și voi un follow, aveți Instagramul meu aici mai jos și în descriere îl găsiți. Și următorul fundaș central este un nou transfer al celor de la Farul Constanța, un fotbalist cu care eu am jucat mai mult FIFA în urmă cu câțiva ani. Este vorba despre Boli, fraților, care are card de la FC Botoșani, însă acum joacă pentru Farul Constanța și de menționat că el a jucat și în prima ligă din Turcia, așadar vorbim despre un super fotbalist.
Și stați să-l și căutăm aici. Mai mult de atât, el este urmărit de o grămadă de jucători din afară, care joacă chiar și prin Premier League din Senegal. Și a, uitați aici la Boli, Boli Boy 21, ne urmărește frumos acolo. Iar următorul este un fundaș central portughez care joacă pentru Petrolul Ploiești, Marian Huja. Este dorit și de FCSB acum, în momentul de față, în această iarnă. Și mai mult de atât, am filmat cu el atât un clip cu fotbal, cât și clipul acela când l-am întrebat cine câștigă Cupa Mondială. Ia să vedem, Mariane, dacă mă mai ai la follow. Marian Huja, ia uitați, și cu bifă frumos acolo. Urmărește 265 de persoane și mă urmărește și pe mine frumos acolo, Marian Huja, mulțumesc frumos. Și următorul, mamă fraților, deci următorul 100% îl știe toată lumea. Right back, portughez și el, nu este român, este portughez. Singurul jucător care a venit după mei, s-a dezbrăcat și mi-a dat tricoul lui, numărul 24 de la FC Voluntari, cu mult respect, Ricardinho, tricoul lui oficial de joc. Așadar, îl vom băga pe Ricardinho în echipă. Unde ești, Rică, Rică, Rică? Dăm aici, rurățușcă, rămurică. Ia uitați-l pe Ricardinho frumos. Stați să ne uităm și pe Instagram la fratele Ricardinho, Ricardinho Miranda. Ia uitați-l frumos aici, Ricardinho Miranda. 475 de persoane. Opa. Opa. Bă, ne-a dat unfollow. Deci, primul fotbalist care ne-a dat unfollow, fraților. Stați că mi-a stricat tot vibe-ul. Ne-a dat unfollow, fraților, Ricardinho. Nu-i place contentul cu FIFA și acum trebuie să mă gândesc ce fundaș dreapta mă urmărește din România. Hai să mă gândesc. 2 seconds later. L-am găsit, fraților. Sunt trist un pic, dar îmi revin. L-am găsit. Trebuie să-l cumpăr. Fundașul dreapta din România care mă urmărește a jucat la FCSB. Acum s-a transferat înapoi la Farul Constanța. Jucător de echipă națională, Boboc. Radu Boboc. Sper că nu mi-a dat și el. Oricum îl cumpăr mai întâi și după aia verific. Hai să vedem, Radu Boboc. Cum ar fi să n-avem fundaș dreapta astăzi? Cu cardul lui de la FCSB îl băgăm în echipă frumos. Și la fel și el, Radu Boboc. Vă zic sincer, n-am vorbit în viața mea cu el. Nu am interacționat cu el. Tot la fel, de pe YouTube ne urmărește pe Instagram și îl salut dacă se uită la acest clip. Da, stați un pic, stați că trebuie să verific acum, n-am ce să fac. Boboc Radu se vede, da? Ne urmărește acolo frumos, perfect. Am terminat cu apărarea, arată destul de bine echipa. Trecem la mijlocaș, unde voi continua cu un mijlocaș pe care eu îl respect foarte mult. Mi se pare unul dintre cei mai de treabă fotbaliști din România. Este vorba despre Darius Solaru. Mă, nu știu, la Darius sunt convins că orice s-ar întâmpla, el nu o să-mi dea unfollow. Așa simt eu, nu știu, Darius parcă m-a susținut mereu. Mereu a fost de nota 20 cu mine. Haideți să-l băgăm și în echipă. Unde ești, Darius? Perfect. Darius Solaru aici frumos. Și la el n-am emoții. La el n-am niciun fel de emoție. Darius Solaru. Darius Solaru. Ia uitați aici, 33.378. Și ne urmărește frumos acolo Darius Solaru, pe care îl pup. După, continuăm mijlocul cu un jucător cu care m-am împrietenit recent și m-a invitat să mâncăm o ciorbă de burtă. Nu o să uit chestia asta. Este vorba despre expertul loviturilor libere din România. Îl căutăm direct aici. Budescu, fraților. Budi. Unde e Budi, 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 Budi? Budescu, fraților. Un alt jucător de la Petrolul Ploiești, Constantin Budescu. Un super băiat și un super om totodată. Uitați aici și profilul lui și ne urmărește frumos acolo. Iar celălalt mijlocaș este din nou un fotbalist cu care tot recent m-am împrietenit și am filmat un clip cu fotbal care urmează să apară. Un jucător de la Sepsi Sfântul Gheorghe. Hai să vedem dacă îl găsim aici frumos. E CDM în FIFA, Superliga, Sepsi Sfântul Gheorghe. Nu are prea mulți urmăritori pe Instagram, însă vorbim despre un jucător la fel de echipă națională. Unde ești? Sepsi Sfântul Gheorghe, Nicolae Păun. Îl băgăm și pe el în echipa aici frumos și schimbăm și poziția, pentru că vom juca cu această echipă și chiar o să fie și o provocare dacă rămâneți până la capăt. Așa cum vă ziceam, nu are mulți urmăritori și mă urmărește și pe mine aici frumos. Și am ajuns la atac, fraților. Și am ajuns la atac, unde din nou aici am emoții, pentru că sunt foarte mulți jucători. Hai să începem cu Right Wing. Începem cu Right Wing, unde vorbim și despre unul dintre top donatorii canalului. Trebuie să menționez asta. Joacă la FCSB. Este un transfer relativ nou de la FCSB. Vorbim despre nimeni altul decât David Miculescu.
Și tot pe aceeași poziție mai avem două variante, însă o să joc cu David Miculescu titular. Ia uitați aici, Miculescu 10, ne are la follow frumos. Și ar mai fi două variante. Prima variantă este un nou transfer de la Craiova, înainte juca pentru FC Argeș și ne-am împrietenit pe Instagram. Eu l-am căutat, l-am întrebat dacă vrea să filmăm un clip cu fotbal și a zis că da, vom filma atunci când are timp. Nu am făcut-o încă, dar sunt convins că se va ține de promisiune. Ișfan, ia să vedem, îl căutăm, mamă, și cu bifă frumos aici. La fel, nu are mulți urmăritori, 2864 și ne urmărește și pe noi frumos. Îl respectăm și mulțumim frumos. Și am ajuns la atacant, fraților. La atacant, la fel, avem două opțiuni. Prima opțiune, preferatul meu, care m-a ajutat și acum minte la două clipuri cu transferuri, este vorba despre atacantul celor de la Farul Constanța și golgheterul acestei echipe totodată, vorbind despre Denis Alibek, pe care îl salut și mulțumesc frumos pentru ajutorul acordat, mai ales că atunci ții minte că aveam vreo 30.000 de abonați, eram la început. Hai să mergem aici frumos și la Denis. Mamă, 53.000 de urmăritori, are like la toate posterile de la mine, ia uitați. Și dăm aici frumos. Aolea, nu! Mi-a dat unfollow. De mâine îți dau unfollow, follow. Mi-a dat unfollow, nu știu. Sper că nu l-am supărat cu nimic. El doar m-a ajutat foarte, foarte mult. În rest, nu prea am vorbit cu el, sincer. Dar nu-i nimic. Poate vede video ăsta și îmi dă follow înapoi. Așa că este nevoie să-l scoatem pe Denis Alibek, din păcate. Și următoarea variantă este o surpriză, fraților. Și vă zic și de ce. Mi-a dat follow fără să mă aștept, după un video filmat cu el. Adică, de obicei, eu dau follow la fotbaliști, însă aici situația a stat puțin altfel. El mi-a dat follow mie, vorbind despre golgheterul din Superliga, Compagno. Ia uitați-l aici frumos, italianul nostru de la FCSB, Andrea Compagno. Urmărește 600 de persoane, printre care și eu acolo, și mulțumesc frumos. Iar pe poziția de left wing avem din nou două variante, însă cu toții știți aici că avem și un bun prieten de-al meu și donator și tot ce vreți voi, m-a ajutat din toate punctele de vedere și eu cât am putut pe el. Este vorba despre nimeni altul, haideți în aplauzele voastre acolo să-l întâmpinăm, pe Octavian Popescu. Și l-avem aici frumos. Cum ar fi, mamă, urmărește doar 345, adică urmărește foarte puțin. Cum ar fi să ne fi dat unfollow? Tavi, pe clip, acum, direct. Hai să vedem. Mă, mi-a stat un pic inima. Follow acolo de la Tavi. Oricum, dacă se uite la clipul ăsta, dacă vreodată îmi da unfollow, cred că e singurul jucător pe care mă supăr rău de tot. Cum sunt cu Cannavaro, așa o să fiu și cu Tavi. Dușman direct, dacă îmi dă vreodată unfollow, Tavi. Continuăm cu jucătorul meu preferat, de la rivala celor de la FCSB, CFR Cluj. La fel, am filmat cu el în vară și a fost super de treabă cu mine, mi-a dat și follow. Este vorba despre Claudiu Petrila. Ia să vedem Petrila aici frumos, pe care îl vom băga și pe el aici ca super sub. Și hai să-l verificăm. Deci îi verificăm pe toți, fraților. Petrila Claudiu, aproape 10.000 de urmăritori, urmărește și el doar 335, printre care și eu aici frumos. Un alt jucător care m-a ajutat cu un video și vreau să-i mulțumesc foarte mult este jucătorul celor de la Parma, Valentin Mihăilă, care mi-a dat și follow în ziua când mi-a trimis clipul respectiv. Ia să vedem și la el dacă ne mai are la follow aici frumos. Mă așteptam să aibă mai mulți urmăritori, 30.000 de urmăritori, având în vedere... mi-a dat și el unfollow. Mi-a dat și el unfollow, fraților. Deci până acum câți am avut care mi-a dat unfollow? 3? 4? Nici nu mai știu. Mi-au dat ceva unfollow oricum. Da, deci trebuie să-l scoatem din echipă. Scoatem pe Mihailă din echipă. Însă îl băgăm, tot aceeași poziție, de la Craiova, fratele Ivan, care mi l-a dus pe Pele. Deci pe Ivan nu mă supăr, chiar dacă îmi dă unfollow, nu mă supăr pe el. Mi l-a dus pe Pele anul trecut, dintr-un pachet pe contul meu. Ivan, știu că are foarte mulți urmăritori, Andrei Ivan, 101.000 de urmăritori și urmărește doar 300. Hai să vedem. Ne urmărește, mă, ne urmărește frumos acolo. O să jucăm și cu el astăzi, mai mult ca sigur. Și ultimii trei, nu puteam să-l uit, jucătorul care am și filmat, mi-a dat și el tricoul după ultima etapă, Iani Stoica, actual jucător la Universitatea Cluj. 100% îmi va da un tricou și de acolo. Uitați și tricoul de la Iani Stoica, cu Stoica pe spate. Și cu el o să jucăm astăzi. Se vede acolo că ne urmărește frumos. Și ultimii doi sunt Ștefănescu, unul dintre cei mai buni jucători din Superliga, jucătorul celor de la Sepsi. Se vede, da? Și ultimul jucător din echipa fotbaliștilor care ne urmăresc pe Instagram este tot unul de la FCSB. De fapt sunt doi, Iulian Cristea, care este accidentat din păcate, dar își revine ușor ușor, și Adi Șut, care a fost și el accidentat. Îl băgăm și pe el aici frumos. Vă și arăt
că mă urmăresc amândoi, Shoot și Iulian Cristea. Și într-un final, așa arată echipa completă cu care vom juca astăzi. Și avem un challenge greu. Vom juca un singur meci cu această echipă. Dacă îl câștig, voi, cei care vă uitați, trebuie să-mi dați acolo un follow pe Instagram și bineînțeles un subscribe pe YouTube. Iar eu, dacă pierd acest meci, va trebui să le dau unfollow la toți cei de aici din echipa noastră care m-au la follow. Bineînțeles, o să le dau follow după, dar vă dați seama că o să vadă urât, că o să vadă că am dat unfollow și follow back. O să fie cam nasol, așa că haideți să vedem singurul oponent de astăzi. Și adversarul este Alisson. Și fiți atenți, l-am adăugat ca antrenor pe Marius Șumudică, deoarece fiul lui, Șumudică Marius Junior, ne urmărește pe Instagram, da? Și l-am băgat în echipă. Hai să vedem. Companio, zici că e Ginola. Opa! Tavi! Pasă bună! Gol, mă! Gol, tată! Olaru, cred. Olaru! Darius Olaru deschide scorul. Minutul 8. Se poate. Acum, mă rog, la riscui, tata, zic. Scăpăm repede. Haide, fault, dă fault. Mi-a dat gol, mă, și nu mai dă reișcuit, 100% nu mai dă reișcuit. Bă, nu pot să cred, a fost fault, mă, la faza aia, voi ați văzut, și îmi lasă și celebrare. A dat reișcuit oricum. Ghinion mare, hai să vedem. Fai de cap, Ari Prime, Rebic, echipă full, special. Și ce aproape am fost să câștigăm, bă, fraților. Mamă, ce gol a dat Budescu, minutul 2. Ce torpilă dă Budescu. Dă-i mă reșcuit. Bă, la golul ăsta trebuie să dai reșcuit. Mamă, ce torpilă a dat. Penalti, tată. Calm, cu cine să dau, voi? Cu cine să dăm? Radunovici. Da, mă, Radunovici. El dă și la Steaua. Radunovici, tată, Radunovici, 2-0, 2-0, stângul lui Radunovici, jucătorul care ne-a dat follow, doar că ne urmărește, fraților, tot respectul pentru el. Ce s-a dus Budescu cu 50 pace, degeaba, mă, are el 50 pace, dar dribbling-ul tot i-a rămas și șutul. Bine, pe un, și Budescu, trage. Mamă, ce goluri dă Budescu, fraților. Bă, cât are la shooting Budescu, mă? Cât are, mă, la shooting Budescu? Bă, uitați-vă ce bombe are. Exact ca în realitate. 72 și 44, nici măcar 50 n-are pace. Da, mă, da. Și Ivan dă și el gol. A dat și el 7-1. Chiesa. Așadar, fraților, câștigăm, obiectiv îndeplinit cu echipa fotbaliștilor care ne urmăresc acolo pe Instagram, forță. Nu uitați, dacă v-a plăcut acest episod, haideți cu like, cu forță acolo, să reușim peste 4000. Și acum trebuie să apăsați pe butonul de subscribe, că așa ne-a fost promisiunea. Dacă v-a plăcut acest video, 100% v-ar plăcea și clipul care apare acum pe ecran. Până data viitoare, am fost Tudor și v-am pupat. Pa, pa!